Bună seara și bun găsit la primul consiliu de nominalizare al săptămânii de la Survivor România. Sala noastră de consiliu, așa cum v-ați obișnuit, conține cel puțin două simboluri foarte importante. Totemul de imunitate și făcliile. În această seară, totemul de imunitate se află din nou în partea roșie a sălii, faimoșii au câștigat prima imunitate a săptămânii, iar făcliile în partea albastră, războinicii pierzând această primă imunitate. În această seară, războinicii vor face nominalizări. În câteva momente vom deschide liniile de vot pentru ca voi, cei de acasă, să vă puteți susține concurentul favorit exclusiv prin SMS. Orice SMS pe care voi îl dați înainte ca noi să declarăm deschise liniile de vot nu este luat în considerare. Pentru a susține concurentul favorit, trimite prin SMS la 1230 numele acestuia, așa cum este afișat pe ecran. Tariful fiecărui SMS este de 1,19 euro, TVA inclus. Numărul este valabil în rețelele Digimobil, Orange, Telecom Mobil și Vodafone. Tariful se aplică automat. Pentru a-l susține pe Sorin, trimite SMS cu textul Sorin la 1230. Pentru a-l susține pe Albert, trimite SMS cu textul Albert la 1230. Pentru a-l susține pe Marius, trimite SMS cu textul Marius la 1230. Pentru a o susține pe Melina, trimite prin SMS textul Melina la 1230, așa cum este afișat pe ecran. Pentru a o susține pe Cindy, trimite prin SMS textul Cindy la 1230. Pentru a-l susține pe Starlin, trimite prin SMS textul Starlin la 1230, așa cum este afișat pe ecran. Pentru a-l susține pe Andrei, trimite prin SMS textul Andrei la 1230. Start vot! Din acest moment vă puteți susține concurentul favorit exclusiv prin SMS. Vă spun bună seara, faimoși, războinici. Am o întrebare pentru Elena. Ai lipsit de la meci, Elena. Cum te simți? Bună seara. Am fost la spital, am făcut o serie de investigații, am făcut câteva perfuzii, sunt mult mai bine și gata să revin cu forțe proaspete în concurs. Mulțumesc mult pentru tratament. Sper să fiu din ce în ce mai bine. Ești refăcută. E în ordine. Da. Mulțumesc. Sunt în parcurs de refacere. Sper să mă desumflu și să fiu cât mai ok, dar asta nu mă încurcă să lupt și să revin la joc. Am înțeles. Bună seara, războinicilor. E a treia imunitate pierdută consecutiv al cincilea joc. Starlin, bună seara! Bună seara! Am vorbit un pic la joc, acum, mai la rece un pic. Te invit să discutăm un pic asupra faptului că, la un moment dat, tu spuneai că nu toți coechipierii tăi parcă dau totul pe traseu, se intră la fel de concentrat pe traseu. Hai să pornim discuția noastră din acest punct. Când mă refeream acolo, nu vorbesc explicit... De traseu nespecific, pentru că tot aici, la traseu, când e vorba de traseu, nu am nicio reclamație, nu poți să spun la nimeni nimic de traseu. Vorbesc de parte de îndemânare. Momentul de îndemânare este crucial și cel mai important în momentul în care tu intri într-un traseu. De ce? S-a dovedit de la bun început că în momentul respectiv în care tu intra pe traseu, nu contează dacă ajungi în ultimul. Dacă ești de ultimul, nu contează. Dacă acolo nu te concentrezi și este tu cu tine, nu ai ce să fac. Poți să fac un haos, poți nici măcar să ating. S-a întâmplat cu tot care suntem aici. Cu tot. De una sau alte motive. Ganduri de acasă, ganduri în ce se întâmplă în câmp la un moment dat, ganduri că te foame, ganduri că te teama sau te frica să fii botat. Nu știu. Ce ai în inima sau în mintea ta în moment respectiv. Dar asta nu e problema mai mare. Problema mai mare este că pierzi un punct și este cum
a pierdut un punct, aia e. În argor mai bun românești, mă doar undeva. Eu nu l-o văd așa. Nu. Un punct este ca viață. Am pierdut un punct, am pierdut parte din viața ta. Și trebuie să te focusezi, să te concentrezi, să încerci să dai un punct când intri încă o dată. Și în caz de că nu, că se întâmplă, împinge restul de echipă. Pinge-la, că avem nevoie. Dumneavoastră a zis de 1000 de ora. Meciuri, la fel se câștigă din bancă. Nu pur și simplu de la traseu. Când Giador nu intra la traseu, chiar la bancă, că sipa într-una, erau multe persoane care se reconcentra. El a jucat din bancă. Când eu era la bancă cu Cot, că sipa la fel, și rămân fără boci. M-a jucat din bancă. De ce nu se poate? De ce? Când s-a dovedit de 1000 de ora. Asta este plângerea mea în fața de echipă. Fiecare știe în parte ce trebuie să faci, ce nu trebuie să faci. Dar echipa nu l-o face una sau două persoane, sau trei. În moment de față suntem 7. Și eu, la personal, nu vreau să plec nimeni. Dar ce fac? De exemplu, Alberi este dintre tot care se tresesc și fac îndemânare fiecare zi. Se presupune că când tu este la repetiție sau la te antrenezi, ce se întâmplă? Devin cel mai bun. S-a întâmplat cu Catalin Moroșanu. La un moment dat a fost cel mai bun din tot la îndemânare. Sau minți eu aici? Nu minți? Tot dintre noi când pierde Marius, noi am avut câteva săptămâna bună. Noi am avut. Dar Marius când pierde, nici măcar un cuvânt din gură scoate. Eu am vorbit cu el de 1000 de ore și el știe. Și e o luptă cu el. Frate, hai, noi avem nevoie de tine. Și el știe. El știe. Și știu că poate mai mult de ce dai. Bună seara. Starin se referă la faptul că eu atunci când pierd, nu încerc să găsesc o scuză că, bă, n-am apucat să dau, bă, a dat prea repede, bă, am jucat cu Cutărescu sau... Pur și simplu supăra pe mine că știu că nu am dat, n-am ce să-mi reproșez, adică am ce să reproșez mie pentru că știu că nu am dat. Știu că eu am fost ăla slab și neîndemânatic și cred că asta vrea să puncteze. Faptul că nu vin și găsesc o scuză, bă, am avut o zi proastă, bă, ok, poate am avut o zi, două, trei, dar nu pot să merg așa nesfârșit. Am 3 săptămâni în care am adus doar 2 puncte sau poate 3. Și nu-mi caut scuze că de ce n-am adus punct. Înseamnă că eu am fost mai slab față de celălalt oponent al meu. Și cam atât. Voi, într-adevăr, aveți o dublă competiție cu faimoșii, dar și cu limitele voastre ale tuturor. Albert, te antrenezi. Asta să fie soluția? Antrenamentul ăsta în afara orelor de program, să spunem așa? Da, păi încerc să fac tot ce-mi stă în putere, domnul Dan, ca să mă îmbunătățesc, să fac cumva să iau punctul ăla nenorocit, pentru că despre asta este vorba. Să iei punctul, să faci tot ce stă în putere, să știi măcar, bă, am dat tot ce am putut. Din păcate, astăzi n-a fost ziua mea deloc. Nu vreau să-mi găsesc nicio scuză, mă simt cumva vinovat pentru ce s-a întâmplat. Am pierdut 3 puncte, e prima oară când pierd 3 puncte. E un pic dureros, nici nu știu ce să mai zic. Adică nu știu, ori a fost problema de concentrare, ori nu mi-a prins mie finalul ăsta deloc, nu pot să-mi dau seama. Dar cum a zis și Stalin, chiar încerc în fiecare zi, îmi iau nuci de cocos, arunc cu ele, mi-am făcut din liane, mi-am făcut un cercuri, tocmai cercuri. Și astăzi mi-am dat seama de o chestie, că eu mă antrenam și băgam într-o chestie verticală, cumva dădeam cercul să cadă pe bățul vertical. Acum mi-am dat seama că pentru că m-am antrenat poate prea mult, mișcarea mea nu a fost bună.
nici nu pot să, nu vreau să-mi găsesc, nu e ca și ca și o scuză. Am greșit, am pierdut 3 puncte, din păcate. O să încerc să trec peste, dar e dureros, pentru că îmi doream foarte mult ca restul echipei să câștigăm. Că ne-am săturat să mai tot pierdem în halul ăsta, că... Antrenamentele sunt foarte importante și voi ați mai vorbit despre asta, războinicilor. Melina, bună seara! Cum simți antrenamentele din camp? Întotdeauna este bine să te antrenezi, desigur. Ca la orice sport, este foarte bine să te antrenezi. Acum, ideea este că fiecare traseu este foarte diferit și fiecare final este unic aici la Survivor, sau cel puțin până acum așa a fost. Dar orice antrenament este binevenit din punctul meu de vedere. Eu recunosc că nu fac foarte multe antrenamente. Fac mai multe antrenamente de fizice pentru a-mi ține musculatura un pic în priză, dar nu mă omor. Și e bine să te antrenezi și la îndemânare, dar iarăși a face un antrenament este un pic diferit de momentul acela când ești sub presiune și când vii foarte obosit de pe, și plin de adrenalină de pe... de pe traseu, și atunci antrenamentul pe care îl faci este foarte diferit. Dacă ești foarte bun la antrenamente, în situația în care tu ești plină de adrenalină și tot țipă, e un pic diferit, că este foarte multă presiune. Dar este foarte bine să faci antrenament. Poate ar fi trebuit să fac și eu mai multe antrenamente. Nu am făcut atât de multe antrenamente de îndemânare, dar eu cred totuși că cel mai mult contează concentrarea de la sfârșitul traseului și să poți să faci față presiunii de la sfârșit. Așa cred, asta cred eu. Presiunii de la sfârșit, Merina? Da. Au fost momente în care o gestionezi bine? Ce crezi că se întâmplă cu tine personal, de nu mai iese? Cu mine personal, că nu mai ies sfârșiturile, nu am o explicație, dar dacă vrei să mă întrebi de faptul că dacă se întâmplă ceva cu mine personal, pentru că am zis la un moment dat că mă simt foarte singură, a fost o intuiție bună că echipa mea a avut niște situații, i-am deranjat pe fiecare dintre ei, am deranjat, mi-a spus fiecare și de aceea probabil eu nu am putut să mă conectez cu ei. Pentru că i-am deranjat. Am vorbit. Sper ca lucrurile să... Adică să putem să mergem mai departe ca o echipă, să nu ne blocăm la aceste subiecte și să mergem mai departe. Mulțumesc, Melina. Cindy, iată o nouă imunitate pierdută. Care este motivul pentru care ați pierdut astăzi, de exemplu? Am fost surprinsă, pentru că astăzi chiar am avut o presimțire că de data asta câștigăm și noi odată jocul ăsta important de imunitate și nu mai pleacă nimeni de la noi, că deja suntem foarte puțini. Nu știu, sunt nervoasă, sunt tristă, am... și din cauza lipsei hranei, pentru că... creează stres și cred că și din cauza asta mulți dintre noi nu ne putem concentra suficient la partea finală, pentru că avem un mic stres acolo din cauza că nu mâncăm. Sau așa este la mine, acum nu știu sigur dacă așa este la fiecare parte. Am încercat să fiu atentă la fiecare în parte, unde greșim, să găsim o rezolvare, să nu mai pierdem. Însă încă nu am găsit un rezultat, nu știu. Mă gândesc că ar fi bine să ne antrenăm mai mult fiecare pe partea finală. Eu am început să mă antrenez, am făcut câteva aruncări cu cercurile și cu la țintă, aruncare directă, frontală. Și cred că m-a ajutat un pic pentru a mă concentra mai mult la părțile finale, pentru că atunci când te antrenezi și acolo trebuie să te concentrezi într-un fel, un pic, ca să poți să dai ținta aia jos sau cercul să introduci în acel băț. Mulțumesc, Cindy.
Pentru a-l susține pe Sorin, trimite prin SMS textul Sorin la 1230. Pentru a-l susține pe Albert, trimite prin SMS textul Albert la 1230. Pentru a-l susține pe Marius, trimite prin SMS textul Marius la 1230. Pentru a o susține pe Melina, trimite prin SMS textul Melina la 1230, așa cum este afișat pe ecran. Pentru a o susține pe Cindy, trimite prin SMS textul Cindy la 1230. Pentru a-l susține pe Starlin, trimite prin SMS textul Starlin la 1230, așa cum este afișat pe ecran. Pentru a-l susține pe Andrei, trimite prin SMS textul Andrei la 1230. Iată că sunt ultimele minute în care vă puteți susține concurentul favorit exclusiv prin SMS. Sorin, bună seara! 10 la 5 să fie un indicator al faptului că pariul faimoșilor funcționează? Se întâmplă ceva iremediabil oare cu voi? Tocmai de asta mi-e teamă cumva că le dăm dreptate și eu m-am bătut cu pumnii în piept că nu este așa. Parcă sunt într-un coșmar din care nu mă mai trezesc. Cu toții suntem. Avem deja vu-uri peste deja vu-uri la fiecare meci. E destul de dificil. Așa cum am zis și la meci, nu suntem toți în aceeași barcă sau dacă suntem în aceeași barcă, vâzlim diferit. Susțin și ce a spus Starlin și nu cred că este singurul cu părerea asta. Faptul că anumite persoane cred că nu se implică atât de mult în a câștiga ca și echipă, în a ne bucura sau a fi supărați cu toți atunci când pierdem sau când câștigăm. Sunt multe situații în care după joc, nu știu, eu așa sunt mai competitiv. Așa am fost dintotdeauna și eu mă oftic. Eu mă oftic foarte tare când pierd și când pierd eu punctul meu. Uneori mă exteriorizez atunci pe moment, alteori țin în mine, dar pur și simplu nu scot niciun cuvânt. Dar mai ales după meci când pierd, sunt foarte nervos, cam toată ziua mea este stricată. În schimb, văd persoane care pur și simplu n-au nicio treabă, zâmbesc, fac glume, nu zic că trebuie să fie ca mine. Dar mi se pare că unele persoane au venit pentru show, nu pentru competiție. Și eu zic că cine înțelege treaba asta își dă seama de diferența dintre show și competiție. Cu antrenamentul, nu ne antrenăm toți. Ne antrenăm poate pe partea fizică, majoritatea dintre noi, dar pe partea de îndemânare, nu toți. Eu nu recunosc că a întâmplat de foarte puține ori de când sunt aici. Consider că partea de îndemânare o ai atunci când ai practicat un sport câțiva ani de zile sau poate mai multe sporturi. Ce e, măi băiatule? Niciodată n-am făcut sport, n-are nicio treabă. Nu mai știu dacă l-am întrebat ceva pe Jador sau... Nu, dar vorbești greșit. Vorbești greșit. Vrei show-ul tău? Da. Vrei să vorbești tu? Da. Domnul Dan, dacă se poate să-i dăm cuvântul, continuă. Sunt invidioși pe Albert, domnul, că el sunt favorit. De fapt, asta vorrei să zică. Ești invidios pe el, e normal, ești favorit și-o pierdut 3 puncte. Asta vrei să zici tu, de fapt, cu Stanley, nu? Ok, să continui, că nu stau să ascult. Nu e adevărat? Au venit clownii care... Uitați-vă la echipa lui, care niciunul nu schițează nimic. E singurul care face glume și singurul care râde la ele. Și uitați-vă la echipa lui, că se simt cumva rușinați de faptul că el este în echipă cu ei. Cred că nimeni nu și-l mai dorește nici din echipa lui, nici din echipa noastră. Lasă-mă să vorbesc, când o să vorbești tu, eu nu o să sar peste tine. O să iasă la favorit. Faci ca un copil de 12 ani, da? Da, referitor la întrebarea cu... Nu știu, să încercăm ceva prin camp, nu facem treaba asta. În schimb, văd persoane care fac foarte mult antrenament și totuși nu le iese ceva. Ceea ce am vrut să spun este că eu cred că este ceva în interior. Am avut și eu foarte multe perioade proaste, era ceva în interiorul meu care mă măcina. Cum le-ai depășit, Sorin? Că țineau de îndemânare, ai redevenit redutabil. Cum?
Exact. Eu știu de acasă că sunt foarte bun pe îndemânare. Pe asta m-am bazat când am venit în competiție, pentru că știam că fizic nu eram 100% și încă nu sunt și nu cred că voi mai fi 100% prea curând. Dar primul pas este de a realiza ce te frământă. Când realizezi ce te frământă, cred că poți să-ți dai seama ce poți să înlături din gândurile tale și să te duci să te concentrezi la final. Nu cred că antrenamentul că a dat dovadă de faptul că unii se antrenează și nu este nicio schimbare. În antrenament, dacă ne uităm, dăm 3 din 3, 6 din 6, dacă e cazul. Iar la joc, 0 din 12. Poate că e presiunea, cum spune și Merina, e presiunea momentului acolo și aveți câteva luni în competiție cu toții deja. Cu toții suntem în presiunea asta, suntem de 3 luni de zile. Consider că ar fi trebuit să trecem de presiunea asta de mult. Nu mai putem să fim umpluți, adică și dacă stăm 2 ani de zile și peste 2 ani de zile se întâmplă același lucru, vom spune, este presiunea faptului că suntem în această competiție, unde jucăm aproape în fiecare zi, unde avem probabil 100 și ceva de meciuri jucate fiecare. Nu, consider că este ceva înăuntru nostru și rezolvarea cumva ar fi să fim noi cu noi, o zi, două, să ne dăm seama unde este problema și dacă cineva poate să ne ajute atunci să deschidem gura în fața echipei și să spunem, băi, problema mea este asta. Cred că din cauza asta eu nu pot să îndepășesc acea presiune sau cum vrem să o numim. Și poate noi ca echipă ne putem ajuta. Asta am vrut să zic, n-am vrut să arunc pe nimeni nimic. Este punctul meu de vedere pentru că nu mai funcționează echipa așa cum funcționa. Mersi, Jador. Ești minunat. Da, oricând, Sorin, oricând vrei tu. Ești minunat, să nu mai vii pe aici. Mulțumesc, Sorin. Andrei, sportul, cam asta înseamnă, este un montan rus de sus, jos, înfrângeri, victorie, însă cum e să revii din înfrângeri? Are echipa războinicilor forța morală, fizică, psihică, dacă vrei, să revină din înfrângerile astea? Urmează o nouă imunitate în joc, pusă în joc numai departe decât mâine. Bună seara, domnul Dan. Bună seara. Susțin ceea ce a spus Starlin. Eu personal, din cauza boxului care, sportului care îl practic, boxul, este ceva individual. Când am avut cât un meci pierdut, după meci am stat, m-am oprit, m-am uitat pe filmare, zic, bă, de ce am pierdut, ce am făcut greșit, m-am resetat cumva, dar din cauza că e un sport individual. Aici este vorba de echipă. Degeaba aduce Stalin 2 puncte, aduc eu 2 puncte și restul n-aduce niciun punct. De ce? Nu știu. De ce nu este concentrat la final? Nu știu. De ce nu toți din echipă suntem la fel de setați? Nu știu. Dar părerea mea este că unii dintre noi nu ne focusăm la fel de tare, iar dacă nu aducem un punct, lăsăm pe baza celor care va urma. Ce ok, n-am adus eu punctul, dar sigur îl va aduce următorul sau următorul. Ne relaxăm prea mult și cred că ăsta este motivul principal. Ne relaxăm prea mult, nu ne concentrăm, nu ne dăm silința, cum și-o dau alții din acest grup. Și este urât când unii dintre noi trag mai mult decât ceilalți și ceilalți nu dau nici 2 lei. Nu se implică la fel de mult ca restul și cred că asta este motivul principal care trage echipa în jos. Dacă nu, până ne vom uni, tot vor pleca de la noi și o să fie din ce în ce mai rău. Din păcate. Stop vot! Din acest moment, nu vă mai puteți susține concurentul favorit prin SMS. Războinicii vor nominaliza și te invit pe tine, Sorin, să faci prima nominalizare. Voi face acest vot pentru că această persoană
a căzut psihic din punctul meu de vedere de ceva timp. Am tot așteptat să-și revină, nu și-a revenit, am avut și discuții cu această persoană și consider că ne cam trage în jos în ultima perioadă, atât sportiv cât și energetic. Votul meu merge către Melina. Am să vin să-ți dau o palmă. Nu i-ai zis, nu i-ai zis. De ce vrei să zic? Ce-mi ciudă pe ăla. Da, ești drag. Ce-și prozărul, adică nu. Zic adevărul, ce? Care adevăr? Că ți-e ciudă pe ăla și ție ești rău. Mai bagă-te cu mine în seamă să vezi cum te fac de... Tu îmi dai valoare. Recunosc. Nu-ți dau valoare, eu ți-o iau. Valoare. Emoțional, momentan, nu ești foarte bine. Cred că trebuie să regăsești puțin. Și ai avut momente în care ai făcut niște lucruri care au deranjat pe toată lumea din camp, de care nu ți-ai dat seama atunci, ci doar atunci după ce toată lumea ți-a spus cu ce îi deranjezi. Și e legea ta dacă vrei să te schimbi sau nu. De-aia votul meu merge către tine. Albert, te votez strict din punct de vedere sportiv și anume concentrarea de la sfârșit pe care trebuie să-ți o regăsești și cu care ai tot luptat să-ți o găsești. Melina, te votez pentru că ai căzut psihic, trebuie să te ridici, nu te mai implici suficient nici la jocuri pentru a aduce puncte, nici în camp.
Războinicii au nominalizat. Primul vot. Este pentru Melina. Un vot, Melina. Melina. Albert. Două voturi Melina, un vot Albert. Melina. Trei voturi Melina, un vot Albert. Melina e foarte bună. Melina, dacă avem scris numele tău pe acest vot, tu vei fi nominalizată din partea războinicilor pentru eliminare, în acest Consiliu de Eliminare. Melina. Cum primești această nominalizare? O primesc cu zâmbetul pe buze. Sunt împăcată cu ideea de dacă părăsesc competiția, sunt împăcată. Dacă rămân în competiție, voi lupta mai departe. Și dacă încă mi pot ajuta echipa, îmi doresc să rămân în această competiție, dar dacă nu-mi pot ajuta echipa, atunci nu-mi doresc. Publicul va decide, n-am nicio putere, adică niciunul dintre noi n-au puterea de a pleca sau de a sta. Este doar publicul cel care decide. Dar dacă voi pleca, voi pleca cu capul sus și știu că am învățat foarte multe lecții aici de viață și voi aprecia altfel viața de acasă. Și dacă rămân, voi lupta în continuare. Acesta a fost primul consiliu de nominalizare al săptămânii. Vă spun mulțumesc și vouă războinicilor și vouă faimoșilor, tuturor vouă celor de acasă vă spunem pe curând, o seară liniștită, ne revedem la următorul joc de la Survivor România. Vă mulțumim pentru vizionare! Nu uitați să ne urmăriți accesând linkul de aici, mai multe clipuri aici sau aici!